Chigerie Auto. Redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710 602 și 0720 050 640. Programele noastre cuprind circuite interne și externe care îți dau ocazia să vizitezi orașe istorice, muzee, castele, splendori arhitecturale, catedrale și peisaje superbe. Răsfoind ofertele noastre, vei descoperi că nu suntem o simplă agenție de turism, ci adevăratul prieten care se străduiește să găsească pentru tine cele mai bune soluții. Îți putem oferi cele mai plăcute amintiri și cele mai dragi nostalgii. Vino la noi cu visul tău și ți-l vom transforma în realitate. Bună seara! Continuăm dezbaterile pe probleme care țin de Consiliul Județean. În emisiunea, în următoarele minute, vom discuta și cu un invitat din partea Partidului Național Liberal care reprezintă formațiunea politică pentru Consiliul Județean, alături de noi și candidatul pentru funcția de primar al municipiului Pașcani, domnul Marius Pintilie. Așadar, în stânga mea, domnul Marius Dangă, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Marius Pintilie, candidat din partea PNL pentru Primăria Pașcani. Bună seara, vă spun și dumneavoastră! Bună seara! Am transmis partidelor politice și dumneavoastră ca temă de dezbatere servicii publice și infrastructura. Aș vrea în minutele următoare să ascultăm și opinia Partidului Național Liberal vis-a-vis de modul de dezvoltare a serviciilor publice, de importanța acestora pentru comunitatea din județul Iași, pentru comunitățile locale și proiectele pe care Partidul Național Liberal le are pregătite pentru perioada următoare. Încă o dată bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Ce trebuie spus de la început e că, din păcate, în continuare, în aceste vremuri, infrastructura reprezintă principala prioritate. Deși ne-am așteptat ca acest lucru să fie rezolvat, așa ar fi normal și așa ar fi civilizat, din păcate sunt în continuare foarte multe locuri în care aceasta trebuie modernizată. Pași importanți s-au făcut. E de spus că pentru prima dată în ultimii 25 de ani Consiliul Județean, la inițiativa președintelui care a fost din partea PNL, a elaborat un master plan al drumurilor județene, asta pentru a nu mai petici pe aici, pe acolo, în funcție de interese locale. S-a făcut gândit un master plan care să urmărească obiectivul de a conecta toate comunele, toate localitățile județului cu infrastructură principală, astfel încât să ajutăm dezvoltarea. Din păcate, în a doua jumătate a mandatului ce tocmai se încheie la Consiliul Județean, PSD-ul a reușit să deturneze și acest obiectiv și a reașezat acest master plan
astfel încât să urmărească ceea ce nu ne-am dorit deloc, să urmărească interese locale. Avem în ultima sa formă 40% din rețeaua descrisă de sub axele introduse de PSD, drumuri care deservesc mai degrabă câmpuri, lanuri de ale diversilor și nu oameni care trebuie să ajungă fie la oraș, fie la spital, fie la, eu știu, oameni de afaceri care să ia materie primă și așa mai departe. Și prioritatea noastră, zero să zicem, prioritatea acestui mandat pe care noi sperăm să-l primim din partea cetățenilor de a conduce Consiliul Județean, o reprezintă infrastructura. Și asta va fi primul lucru, să încercăm ca acest master plan să nu răspundă la nevoi politice, să treacă pe la un primar sau altul de anumită culoare, pentru că cetățenii n-au nicio vină că al lor primar are o anumită apartenență, județul trebuie să dezvolte armonios și de aceea, repet, am pus în vârful listei noastre de priorități infrastructură. Vă considerați că la momentul de față încă se mai fac asemenea calcule? Vreau să vă povestesc puțin despre ordonanța 28, pe care PSD-ul a folosit-o în anul trecut, strict electoral, tot ce s-a reușit. Practic a folosit ordonanța 28 să cumpere primar, să cumpere capital electoral și dacă vă uitați pe lista finanțărilor date anul trecut, prin guvern, atâta timp cât a fost Ponta la guvernare, o să vedeți doar primării PSD, bugetul central utilizat astfel pentru a achiziționa primari în urmă renumită ordonanță 55, care a asigurat traseismul pentru 45 de zile. Deci avem dovada vie și am văzut că recent se apleacă și presa locală pe acest subiect. Noi, Partidul Național Liberal, a făcut plângerea penală, cred că avem un an jumate de când am depus la DNA plângerea penală împotriva domnului Dragnea și a fostului premier Ponta, pentru că dovezile sunt clare, premeditarea este clară. Toți cei care au acceptat să plece către PSD în intervalul în care legea a fost suspendată, au primit ulterior finanțări noi, deși legea interzicea explicit lucrările noi. Da, revenind la servicii publice. Deci răspunsul este da, a fost utilizată în acest mandat și al doilea răspuns în subsidiar este nu, noi nu ne dorim să mai facem acest lucru, ne dorim ca finanțările să rezolve o dezvoltare armonioasă a județului nostru. Da, revin pe serviciile publice. În toți acești ani s-a încercat, de fapt, este și o dovadă clară că în unele locuri s-a și reușit. S-au investit în rețele de apă, de canalizare, în sisteme de integrate, proiecte care au cuprins atât obiective ale Consiliului Județean cât și obiective locale. Eu aș vrea să vă întreb pe viitor, Consiliul Județean, care credeți dumneavoastră că este rolul în asigurarea continuității acestor investiții? Păi, Consiliul Județean este elementul care garantează continuitatea acestor investiții. Trebuie spus că Uniunea Europeană a desemnat o serie de servicii de utilitate publică strategice, care trebuiesc tratate la nivel regional. Deci Uniunea Europeană nu mai permite, sau ea nu finanțează, cel puțin din fonduri comunitare, dezvoltarea anumitor servicii în insule. Și de aceea, pe lângă apă și canalizare, că spuneam, și salubritatea va fi cumva tratată în mod similar. Așa cum avem ASACIS-ul, Asociația Regională, prin care UAT-urile dintr-o zonă s-au unit, astfel încât să facă o strategie de dezvoltare unitară, pe apă-canal, în mod similar avem ADIS-ul, Asociația de Zone Intracomunitare pe Salubritate, care de asemenea presupune tratarea în mod integrat la nivelul județului acestui serviciu de salubritate. Deci, asta trebuie spus că ăsta e cumva viitorul. Da, de toate, pentru că știu că la Pașcani există subiectul sensibil cu apa vitală, cu preservapa, cu și așa mai serviciu de furnizare a apei. Peste tot operatorii trebuie și este de la sine înțeles că norma europeană prevede asta, trebuie să
plece de la furnizarea de servicii de calitate conform specificului zonei și dorințelor cetățenilor. Adică cetățenii trebuie să fie implicați în această chestiune. Peste tot, toate strategiile încep cu consultarea cetățenilor. Este o normă europeană clară. Când îți faci strategia de dezvoltare a unei comunități, a unui serviciu, încep cu discuțiile cu cetățenii. Un monopol nu își poate permite să vină să spună așa facem, nu ne interesează ce ascultați dumneavoastră. Și am văzut că, și aici țin să-l felicit pe colegul nostru, Marius Mintilie, că a fost ferm pe chestiunea asta și a apărat interesul cetățeanului. Și am văzut că după această intervenție fermă, APA Vital, care nu s-a mai confruntat nicăieri cu asemenea chestiune, a stat și și-a reanalizat chestiunea și și-a dat seama, domnule, trebuie să vorbim cu cetățenii, nu pot să spun domnule, așa fac eu peste tot și așa voi face și aici. Pot fi particularități. De obicei, APA Vital s-a extins în localități unde serviciul nu exista. Da? Deci nu aveau canalizare, nu aveau apă centralizată și a venit și a implementat, dar totuși la Bașcani serviciul exista și atunci ești obligat să analizezi particularitățile zonei, să stai de vorbă cu cetățenii, spui, dom'le, cum se făcea până acum? Așa. Cum facem așa? Hai să vedem cum facem și în etape, încetul cu încetul. Uite, 6 luni facem chestiunea asta, vedem cum ne adaptăm. Dar asta într-o continuă discuție cu cetățenii. Bun, lucrul acesta nu chestiunea asta trebuie spusă foarte clar. Monopolul trebuie să... Pentru că asta va fi. Trebuie să asculte vocea cetățeanului, pentru că interesul cetățeanului la mijloc. Calitatea serviciului și înseamnă că mulțumirea oamenilor e prioritară. Bun. Nu s-a întâmplat acest lucru. Cum corectăm situația, domnule Pintelie? Da, nu știu cum se face, că până la urmă tot eu ajung să vorbesc despre APA Vital. Nu, au vorbit și ceilalți care au fost înainte la emisiune din partea celorlalte partide, au vorbit. Da. Cât au cunoscut subiectul, l-au adus în discuție. Da, este bine să discutăm, nu face rău nimănui dacă împărtășim până la urmă păreri. Vreau să spun de la început că rolul unui consilier local, județean, este întotdeauna, dat fiind că noi suntem votați de către cetățeni, este să fim de partea cetățenilor. Deci eu cred că întotdeauna ar trebui să avem o colaborare cu orice operator de utilități publice, pentru că o colaborare benefică duce doar la progres, dar întotdeauna trebuie să ne aducem aminte care este poziția noastră apropo de cum ne poziționăm când negociem condiții pentru cetățean. Cred că cei de la APA Vital, după cum am spus de foarte multe ori, au și bune și au și rele. Trebuie să le recunoaștem meritul că ei au reușit să obțină finanțări europene. Trebuie să le recunoaștem meritul că ei au demonstrat la Iași că sistemul funcționează și au avut, să zicem, rezultate pozitive. Au reușit să aducă apă și canalizare pentru mulți cetățeni din județul Iași pe ansamblu. Dar, din păcate, trebuie să recunoaștem că la Pașcani lucrurile nu s-au potrivit în acești 2 ani de zile și dacă la început am avut un deranj apropo de acest operator de apă, din păcate lucrurile au escaladat în acești 2 ani de zile și astăzi suntem într-o stare de acalmie aparentă din punctul meu de vedere, dar în niciun caz nu putem spune că lucrurile s-au rezolvat și nu mai avem o problemă cu utilitățile. Porneam de la ideea că este o problemă și cum o corectăm? Din punctul meu de vedere, dacă operatorul APA Vital astăzi la Pașcani ar înțelege particularitățile, așa cum spunea colegul meu, domnul Dangă, particularitățile orașului, faptul că în Pașcani nu sunt asociații de proprietari, iar cei de la APA Vital lucrează doar cu asociațiile de proprietari, dacă ei ar înțelege care este starea de fapt a orașului și ar încerca, și asta implică, bineînțeles, voință, ar încerca să găsească o soluție de compromis, până la urmă urmei cred că toată lumea ar înțelege că se poate găsi o soluție, se poate găsi un numitor comun și la masa tratativelor vom găsi vreun rezultat. Îmi pare rău că până astăzi cei de la APA Vital nu au dat dovadă de înțelegere și mai mult decât atât îmi pare rău că în interiorul Consiliului Local nu s-au găsit oameni care să
fie dispuși să negocieze și când era cazul să, nu știu, să asigure, să stea de partea cetățeanului și să impună până la urmă, pentru că Consiliul Local are puterea asta să impună operatorului anumite condiții. Adică, cum să vă spun eu, suntem de acord poate cu Apa Vital, inițial pășcănenii au primit, să zicem, bine Apa Vital, dar Apa Vital trebuie să înțeleagă că pășcănenii pentru mine ca și consilier local și sunt convins că și pentru ceilalți candidați la Consiliul Local sau Consiliul Județean, pășcănenii sunt prioritatea, nu operatorul. Și de aceea cred că este cazul, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, să ne spunem punctul de vedere, dacă câteodată supărăm sau suntem prea acizi, asta este menirea noastră, este sarcina noastră și asta trebuie să facem. Bun, foarte scurt, oamenii vor soluția clară. Dumneavoastră, pe ce veți merge dacă veți avea ocazia să corectați această situație de la Pășcăneni? În programul nostru electoral știți și dumneavoastră că noi am propus soluția cea mai sinceră și cea mai concretă din punctul meu de vedere, să întrebăm cetățenii. Și în legătură cu serviciul de apă la Pășcani, noi am propus un referendum, am avut o inițiativă locală acum 2 luni de zile, nu s-a concretizat. Ne propunem în momentul în care vom avea, sperăm, majoritate în Consiliul Local, să facem un referendum și cred că ceea ce vom primi în urma referendumului, un vot pozitiv sau negativ, trebuie să ducem la îndeplinire. În momentul în care vom avea un referendum, sunt convins că și furnizorul de apă va înțelege gravitatea situației și va găsi soluții în așa fel încât să mulțumească pășcănenii. În momentul în care pășcănenii vor fi mulțumiți și noi, în calitate de consilier local, primar sau consilier județean, ce vom reuși să fim, vom considera că misiunea este îndeplinită. Deci aștept din partea pășcănenilor să ne spună că sunt mulțumiți de actualul operator și pentru noi misiunea s-a terminat, nu sunt o persoană care am ceva împotriva celor de la Apa Vital. Nu sunt pornit împotriva lor, îmi doresc să aud din partea pășcănenilor că sunt mulțumiți. Bun, domnul Dangă, ați spus că Apa Vital în multe din situații a găsit operatorul. Nu vreau să înțeleagă oamenii că avem o emisiune de dezbatere, de promovare electorală pe Apa Vital. Dar operatorul județean... Nu are niciun candidat, sper. Nu, dar e în Pășcani, se folosește foarte des această vorbă, că e folosit subiectul politic. E o problemă de actualitate, adică nu putem opoli un subiect care este de actualitate să nu-l tratăm în dezbatere, pentru că, practic, diferența dintre un candidat și altul o face existența unei soluții sau nu. Faptul dacă un candidat își înțelege menirea în acea competiție. Adică un candidat la Consiliul Local sau un primar, un candidat de primar, dacă el nu înțelege că în momentul în care omul îi pune votul ștampilat pe el, îi dă puterea de a-l reprezenta pe el în relație cu terții, în relație inclusiv cu administrația. Adică primarul, când ajunge în vârful administrației, este reprezentantul cetățenilor în vârful executivului. Și trebuie să transmită acest mesaj către executiv, să spun, dragilor, eu am venit aici să reprezint cetățenii și munciți cu toții pentru cetățean. Da, spuneți că operatorul a mers și a investit de foarte multe ori în sisteme noi de alimentare cu apă. Deci, da. În municipiu Iași le-a modernizat, iar în restul județului, în afara zonei metropolitane, că erau zone în care, într-adevăr, avea rețea veche, a făcut rețea nouă. Corect. Și în comune s-a întâmplat acest lucru, s-au înființat sisteme de alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de epurare, civilizații, corect. Numai că sunt foarte puține dintre ele exploatate. Nu ca și sistem de alimentare cu apă, dar mă refer la cele de canalizare și stații de epurare. Este o problemă cu punerea în funcțiunea lor. Ce poate face în viitor Consiliul Județean în acest sens? Aici e o problemă pe care Apa Vital trebuie să o trateze cu profesionalism, pentru că un monopol de stat are această obișnuință de a nu încerca instrumente moderne de relații publice, de marketing, de a ajunge mai aproape de cetățeni. El furnizează serviciu și gata, te conectezi, nu vrei. Este, de exemplu, în municipiul Iași, un operator al sistemului de
energie termică, de exemplu, un privat care a reușit să reconecteze, tocmai aplicând instrumente de promovare, ascultându-i pe cetățeni, aflând că respectivii vor cotorizare pe orizontal, nu pe vertical și mai departe, adaptându-se la cerințele cetățenilor. Va trebui să facă și Apa Vitală chestiunea asta, să vadă peste tot. Dacă tu ai dus sistemul la poarta omului și omul nu s-a conectat, trebuie să întrebi de ce. Să tratezi problemele, să vezi în medie care este cea mai importantă problemă a sistemului respectiv și să o rezolvi, să-i cauți o soluție. S-ar putea, nu știu, să fie prețul, s-ar putea să fie costul conectării, s-ar putea, eu n-am răspunsurile astea, dar e obligația politică să vadă. La fel trebuie să facă și la Pașcani. Pentru că înțeleg că e o discuție pe investiție. A fost acuzat colegul nostru că face referendumul anti-investiție. Și, în general, liberalii s-au spus că blochează. E minoritate. Nu e adevărat. Problema este, obiectivul nu este investiția în sine. Obiectivul este, la final, un serviciu de calitate. Da? Nu faci o investiție ca să faci o investiție, să te lauzi că o investiție. O faci ca să obții un serviciu de calitate și atunci acest rezultat se obține printr-un cumul de acțiuni. Discuția cu cetățenii e o acțiune, investiția din fonduri proprii sau europene este o altă acțiune, ele trebuie făcute în paralel. Această consultare cu cetățenii pe un teren atât de mare, Pașcani nu e orice comună din județ, e totuși al doilea municipiu în acest județ. O consultare cu cetățenii este obligatorie, o apropiere de cetățeni, o încercare de a înțelege e obligatorie. Mie mi s-a părut de domeniul fantasticului ca niște oameni care sunt consilieri locali, deci trimiși de cetățeni acolo, să dispună consilierul local și primarul, să dispună închiderea ușilor, înțelegul cu cetățenii, să nu aibă voie să intre în primărie la momentul discuției despre un subiect care e interesat. Deci asta e dovadă că încă la Pașcani democrația nu a ajuns. Mai trebuie să făcute niște schimbări. Și cred că pe 5 iunie e momentul să facă această schimbare. Da, ne oprim pentru 2 minute de publicitate, după care ne întoarcem să continuăm discuția cu invitații care se află alături de noi în studio. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Programele noastre cuprind circuite interne și externe care îți dau ocazia să vizitezi orașe istorice, muzee, castele, splendori arhitecturale, catedrale și peisaje superbe. Răsfoind ofertele noastre, vei descoperi că nu suntem o simplă agenție de turism, ci adevăratul prieten care se străduiește să găsească pentru tine cele mai bune soluții. Îți putem oferi cele mai plăcute amintiri și cele mai dragi nostalgii. Vino la noi cu visul tău și ți-l vom transforma în realitate. Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710602 și 0720 050 640.
Catelaia Flyer Boutique este o florărie rafinată situată în centrul orașului Pașcani, la parterul hotelului central. Echipa noastră este formată din specialiști în domeniul designului, instruiți să conceapă cele mai deosebite buchete de flori, aranjamente florale, buchete de mireasă, lumânări de cununie botez, cocarde, corsaje pentru nunți. Buticul Catelaia are de asemenea o gamă variată de produse, un decor pentru casă, diferite sortimente de cafea italiană ce pot fi oferite cadou cu succes, alături de un buchet deosebit de flori. Saco, numărul 1 în comerțul cu materiale de construcții, amenajări interioare, scule și accesorii, livrează din centrul comercial din strada Moldovei, cu propriile mijloace de transport, cărămidă și BCA, oțel beton și plase sudate, țevi, profile metalice și ornamente din fier forjat, cherestea. În cadrul raionului de vopsele, varurile și tencuielile sunt colorate computerizat în 660 de nuanțe de culori. Ușile de interior, multitudinea modelelor de gresie și faianță, mulțumește cele mai rafinate gusturi. Pe lângă șeminee, căzi și cabine de duș, mobilierul de baie întregește oferta raionului de instalații și obiecte sanitare. Bosch și mai nou Makita, Rigips, Ceresit și Lafarge, Lindab și Tegola, Schneider și Philips, Ariston și Feroli sunt deja mărci consacrate. Greu de ales, dar ai de unde. Saco. Am revenit în studioul emisiunii noastre, alături de noi Marius Dangă, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Iași și Marius Pintilie, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Pașcani. Domnule Dangă, continui cu dumneavoastră și aș vrea să vă aduc în atenție o situație cu care e posibil în viitor să se confrunte mai mult ca sigur Consiliul Județean. Să fie dezvoltate toate aceste rețele de utilități publice și să nu avem consumator. Să, la un moment dat să se impună o intervenție a autorităților pe politica tarifară. Pentru că, cel puțin în cazul salubrității, știți foarte bine, primăria va fi primul garant al plății serviciului către operatorul care va câștiga licitația, după care va trebui să se îndrepte împotriva consumatorului, în speța cetățeanului, să recupereze banii. Ori, în mediul rural, va fi probabil o problemă aceasta. Omul nu va avea bani să plătească gunoiul. Să știți că discuția asta, noi avem obligația să ne uităm la, să ne uităm în viitor, de asemenea avem obligația să facem comparații cu state care au intrat în Europeană mai de mult și care astăzi se confruntă cu chestiunea asta. Într-adevăr, sunt state în Europeană și nu neapărat din cele mai puțin dezvoltate, care se confruntă cu astfel de probleme și văzând chestiunea asta, avem obligația să ne gândim la asta. Avem noi obligația, dar are obligația operatorul, fie că e el Apa Vital, fie că e el operatorul care va câștiga licitația pentru gestiunea sistemului de management integrat al deșeurilor. Soluția nu e doar cea tarifară. Până la intervenția asta, practic, e ultima intervenție, mai pot fi și alte soluții. Dar ce trebuie spus e că noi ne-am gândit ca în tratarea acestor probleme, înainte de a propune cetățenilor județelor Iași niște proiecte pentru implementat, am stabilit niște principii. În premieră la Pașcani e documentul care a ieșit ieri din biroul județean al PNL, programul nostru județean de guvernare, pilonii strategici. Noi, înainte de a propune niște proiecte pentru ruralul județului sau pentru urbanul județului, am instituit niște principii. Și unul dintre, sau câteva dintre aceste principii vorbesc despre transparență și prin transparență aducând obligativitatea de a ne consulta cu cetățenii de fiecare dată când luăm astfel decizii. Și un alt principiu este viziunea comună.
prin viziune comună înseamnă că instituim la nivel de principiu al administrației PNL la nivelul Consiliului Județean colaborarea cu unitățile administrativ-teritoriale primării. Da? Consiliul Județean astăzi nu are ca prioritate atunci când stabilește o zonă de dezvoltare discuția prealabilă cu executivul localității respective. Aduceți-mi aminte de câte ori Consiliul Județean a venit și a întrebat Consiliul Local Pașcan, domnule, cum vreți cu sistemul de management al deșeurilor? Cum vreți cu apa? Cum vreți cu nu știu, autostrada? Cum vreți cu parcuri industriale? Vreți să facem împreună un parteneriat ca să dezvoltăm o zonă de transfer aici? Pentru că Pașcanul e la intersecție de mari drumuri. Da? Nord, sud, est, vest trece pe aici. Această viziune comună am instituit la nivel de principiu. Deci, înainte de a ajunge ca în plenul Consiliului Județean să discutăm de modificări de tarife pentru a rezolva de o astfel de problemă, instituim discuția. Transparența și discuția prealabilă, să vedem ce alte soluții există și de cele mai multe ori o astfel de discuție, oricât e ea de lungă și oricât e ea de tumultoasă, rezolvă problema. Probleme mari apar și inclusiv cu mișcări de stradă atunci când soluția se găsește într-un birou de cineva care se crede atotștiutor și vine și o aplică într-o zonă în care nu a studiat toate variabilele. Atunci apar și vedeți speța cu apa aici. Faptul că a venit, domnule, ăsta e modelul nostru, ăsta îl implementăm aici, nu contează cum sunteți voi, era inevitabil să se ajungă la o problemă de genul la care s-a ajuns la Pașcani. Lucrul ăsta, în viitorul Consiliul Județean, în condițiile în care Partidul Național Liberal câștigă președinția sa și o majoritate, ne vom asigura să nu se întâmple. Deci niciun operator al nostru nu va impune ceva înainte să discute cu cetățenii și înainte să discute cu conducerea unității administrativ-teritoriale respective. Da, domnul Pintilie, aceste propuneri ale Partidului Național Liberal se vor regăsi și pe agenda dumneavoastră? Să știți că aici colegul Marius Danga are foarte multă dreptate. Colaborare din partea celor de la Consiliul Județean în 4 ani de zile de când sunt consilier local nu prea am văzut. Așa că pentru mine este o veste bună că echipa PNL Iași își dorește să colaboreze cu Consiliul Local Pașcani. O colaborare care, bineînțeles, la masa discuțiilor nu va duce decât la găsirea de soluții optime pentru pășcăneni. Să știți că depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă la județ, pentru că, în general, acolo se gândesc strategiile de ansamblu, bineînțeles, pentru tot județul. Și, până la urma urmei, trebuie să recunoaștem că Pașcanul nu poate fi și nu poate rămâne tot timpul izolat față de politica pe ansamblu a județului. Trebuie să facă parte din județ și trebuie să simțim, până la urma urmei, că suntem ieșeni. De fiecare dată când mergem, poate în străinătate sau prin altă parte, mai îndepărtată decât Pașcan, când întreabă cineva de unde sunteți, ne este mai ușor să recunoaștem că suntem din Iași, până la urma urmei. Este și Pașcani un municipiu, dar este mai ușor să recunoaște că suntem din Iași, pentru că Iașiul reprezintă pentru noi, până la urmă, urmei un model și trebuie să simțim că suntem ieșeni cumva parte a județului. Apropo de salubritate, că vorbeați mai devreme, suntem într-un plan județean pentru soarta salubrității. Și asta pentru că la Pașcani, din păcate, cum știți și dumneavoastră, nu s-a făcut performanță în ceea ce reprezintă serviciul de salubritate și se pare că tot la nivel județean s-a găsit, pentru prima dată, de câte am auzit eu, cineva care să gândească un management al sistemului de salubritate integrat, în așa fel încât în secolul 21 să putem face și noi salubritate cum trebuie să fie făcută. Eu vorbesc despre mediu și despre ecologie la Pașcani de 4 ani de zile în Consiliul Local. Nimeni n-a reușit să facă nimic, nimeni n-a reușit să miște măcar un pai la Pașcani. Se pare că cei de la județ au gândit într-un fel sau în altul
să facă un sistem integrat de salubritate. Din punctul meu de vedere este un lucru bun, atâta timp cât pentru pășcăneanul de rând reprezintă un plus, reprezintă un avantaj, reprezintă un pas în față, în așa fel încât să simtă și el până la urma urmei că trăiește în România, este în comunitatea europeană și se află în secolul 21. Vreau să mă întreb ceva legat de afirmația domnului Dangă, că dacă PNL va ajunge la Consiliul Județean, instituțiile subordonate nu vor mai avea această atitudine față de consumator. Credeți în acest lucru? E posibil din punctul nostru de vedere? Da, cred, pentru că îmi cunosc colegii de la județ, știu cum gândesc, știu că sunt capabili să înțeleagă particularitățile orașului Pașcani. Și mai cred că în momentul în care vrei să asculți, găsești și soluții. Probabil că toate aceste sisteme, și de apă, dar și de salubritate, au fost gândite inițial în niște parametri. Îmi imaginez că așa cum viața se schimbă și lucrurile sunt într-o permanentă mișcare, dacă va fi cazul la un moment dat de corectat ceva, de îmbunătățit, vom găsi întotdeauna înțelegere cu colegii noștri liberali de la județ, să facem în așa fel încât să adaptăm lucrurile și să se potrivească pentru orașul nostru, cetățenii să o ducă mai bine. Asta este scopul pentru care facem politică, din punctul meu de vedere. Înțeles. Vă rog, domnul Dan. Apropo de salubritate, cine se ocupă de strâns câini în Pașca? Vorbesc serios, se ocupă ce mai... am parcat în față la hotel, deci cred că e cea mai importantă... Este centrul orașului, da. Am avut dificultăți să mă dau jos din mașină. Era o haită de câini, nu foarte drăguți prin zonă. Eu sper să ne ajungem până la urma urmei să găsim să facem o asociație județeană și pentru de ecarisaj, adică asta ar fi... Nu, a fost un serviciu... Există la nivelul primăriei, adică mie mi se pare un minim reper de civilizație, așa, să nu în mijlocul orașului, măcar acolo, dincolo de faptul că cetățenii trebuie să fie în siguranță peste tot în municipiu, dar te gândești că poate vine un investitor încercând să deschidă o fabrică și 1000 de locuri de muncă și pățește aceeași chestiune. Nu e foarte drăguț. Adică nu e cel care te întâmpină ar trebui să fie primarul cu pâine și cu sare, nu cățelul la portieră. Asta odată. Doi, vreau să vorbesc puțin despre, am atins mai devreme despre poziția strategică a Pașcanului. Eu cred că aici e o mină de aur. Eu cred că cine s-a aflat din anii 90 în fruntea acestui oraș nu a înțeles poziționarea strategică a acestui oraș la intersecție de drumuri importante ale Moldovei. Deci dacă Pașcaniu avea în vârful său un om care să țină standardul sus și să-și facă vocea auzită, Pașcaniu trebuia să fie un model pentru această regiune de dezvoltare. În Pașcani, de exemplu, în zona asta, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie cu adevărat un aeroport regional. Dar discuția asta trebuia purtată acum 2-3 ani, înainte să se înceapă. Adică, și din păcate, pentru că nimeni nu a ridicat capul la nivel regional de aici, Pașcaniu a rămas în subdezvoltarea în care este. Și nu a fructificat oportunitățile pe care le are. Lucrurile astea trebuie să se schimbe și e nevoie de un om cu viziune, e nevoie de un om care să cunoască calea Iașului, să cunoască calea Bucureștiului, să înțeleagă strategiile regionale de dezvoltare, să cunoască, din păcate, dar asta e calea către Piatra Neamț, pentru că acolo este ADR-ul. Eu nu știu un proiect pe care actualul primar al Pașcaniului să-l fi început, să-l fi dus la capăt. Eu nu știu decât că în acest mandat s-au implementat niște proiecte ale fostului primar Crăcinescu, acel PIDU. Poate nu ajung veștile la Iași, corectați-mă. Dar eu să-mi spuneți astăzi, uite, Pantazia a inițiat asta și a dus-o la capăt. O chestie importantă pentru Pașcani, care a crescut calitatea cetățenilor. Nu am nimic cu primarul, dar eu mă uit de obicei în localități la rezultatele lor. Cunoașteți orașul Siret din Suceava? S-a auzit de el? Cred că e de...
cred că e de 3 ori mai mic decât Pașcaniu. Și totuși are un primar liberal și un parc industrial. Unde e parcul industrial de la Pașcani? Da. Pentru că e aici, unde trece marfa României de la nord la sud și cum intră din Moldova și merge spre, spre vest. E aici. Aici ar fi trebuit să fie. Nu văd. Nu ne putem ocupa doar de câini. Înțeleg că nici de câini nu se ocupă, dar nu ne putem ocupa doar de chestiuni de astea mărunte, pentru că asta e datoria de zi cu zi a primarului. Un primar cu viziune face astea foarte bine și mai mult. Aduce plus valoare în fiecare zi a drumului său către birou de primar. Și eu cred că Marius, pe care îl cunosc de foarte multă vreme și pe care îl apreciez foarte mult și care a dat dovadă cu familia sa, cu afacerile sale, că știe, înțelege cum trebuie făcut și sunt convins că va putea face și cu Pașcani. Nu am nici cea mai mică emoție în sensul ăsta. Da. Nu, eu nu vreau să fiu cel care spune ce a făcut sau ce nu a făcut primarul Pantazi. Nu, dar noastră sunteți... Repet, s-ar putea ca la Iași să nu se te auzit, să fie zgomot mult prea mare și nu am auzit chestiunile astea. Plus, mai trebuia pentru a pune totuși în tușele care trebuie adevărul istoric, e că, într-adevăr, Consiliul Județean a reușit la începutul acestui mandat să facă o schimbare de atitudine evidentă. Eu, până la momentul la care președintele a domniței totuși a venit aici, către spitalul de aici, cu, a sprijinit cu bani pentru heliport, a trimis niște bani de la județ pentru catedrală, lucruri pe care nu le mai făcuse niciun alt președinte înainte, nu și-a pus niciodată problema că Consiliul Județean ar putea să financeze alte chestiuni decât repara drumuri județene și, eu știu, finanțarea instituțiilor din subornea DGASPC-ului. În ultimul an, după ce, din păcate, evenimentele l-au scos puțin din prima linie, eu nu am mai auzit nimic. Toate lucrurile, pe lângă faptul că s-au blocat proiecte mari la nivelul municipiului Iași, eu această deschidere am văzut-o stopată și atunci oamenii pot vedea în cadrul aceluiași mandat ce înseamnă un președinte cu viziune și un președinte care deschide și ce înseamnă o administrație care închide. Da, vă rog, domnule Pitre. Foarte important pentru mine, până la urmă, rămâne și proiectul de care vorbește toată lumea. E clar că este un leitmotiv cumva de electoral, poate, dar este foarte adevărat că depindem de acea autostradă pe care eu știu că Partidul Național Liberal vorbește de foarte mulți ani de zile. Îmi aduc aminte de președintele Cristian al Domniței, care a promovat întotdeauna acest proiect de autostradă. Îmi aduc aminte câte demersuri s-au făcut către toate autoritățile de orice tip, în așa fel încât toată lumea să înțeleagă importanța acestei autostrăzi și să milităm în comun pentru crearea autostrăzii. Mi-aduc aminte că se discuta despre faptul că este posibil să facă o autostradă sau un drum expres. Mi-aduc aminte că cei din Partidul Național Liberal au militat întotdeauna pentru autostradă, pentru că pentru Moldova astăzi trebuie o autostradă. Nu trebuie o stradă un pic mai mică sau un pic mai ieftină, ci ne trebuiește o autostradă care să scoată această regiune din, cum să vă spun, din stagnarea economică în care este Moldova. Vă imaginați ce avantaj ar fi pentru Pașcani o astfel de autostradă și cât creștere economică ar genera această autostradă care, din câte știu eu, trece chiar pe teritoriul administrativ al Pașcanului. Și este clar că... Statul celălalt, nord-sud. Nord-sud, da. Vă dați seama că importanța Pașcanului ca, să zicem, oraș aflat la intersecție de drumuri, unde este un trafic de mărfuri permanent, poate genera destul de imediat pentru noi o creștere economică și o bunăstare pentru Pașcani. Pe lângă această autostradă, pe lângă celelalte care vor veni, îmi imaginez că și cu aportul Consiliului Județean vom putea avea pe lângă noi, pe lângă orașul Pașcani, șosele care să mulțumească cetățenii, să le facă viața mai ușoară
Și mi-aduc aminte de drumul județean 208 de la Mircești până la Lespez, ce a fost înainte și ce s-a făcut, cum a ajuns sau ce bucurie, cu ce bucurie l-au primit toți cetățenii din jurul Pașcanului în momentul în care acel proiect pe fonduri europene a fost finalizat. Și în sfârșit am avut și noi o șosea pe care să ne deplasăm în condiții normale. Este clar că pentru pășcăneni aceste drumuri sunt foarte importante, pentru că Pașcanul este compus din oameni care vin din localitățile de lângă Pașcani, da? Care s-au mutat aici la Pașcani poate în anii, din anii 50, să zicem, până în 90, și avem rude în localitățile de lângă, mergem în fiecare zi din Pașcan către aceste localități și invers, și vă spun sincer că cred că este cazul până la urmă urmei să facem un efort comun și să avem o colaborare strânsă cu cei de la județ și să milităm pentru, în primul rând, pentru acest proiect important care este autostrada, și în al doilea rând pentru atragerea de fonduri europene, că sunt bani disponibili, în așa fel încât să ducem aceste străzi, șosele care înconjoară municipiul nostru la un nivel de calitate pe care îl așteaptă cetățenii. Da, vă rog, domnule. Două subiecte importante deschise de domnul Pintilie, autostrada și drumurile județene. Și aici aș vrea să adaug eu două chestiuni. Trebuie spus faptul că pentru ca autostrada să reușim să o prindem spre finanțare în acest exercițiu financiar, măcar să înceapă, e nevoie de coagularea unei conștiințe regionale. Toți actorii importanți din această regiune trebuie să se pună la aceeași masă și să solicite guvernului, să facă presiune pe guvern ca acest lucru să se întâmple, pentru că Moldova deja, și calculul am văzut în ziarul de Iași recent, un articol foarte bine documentat, arată că deja Moldova nu mai este finanțată de București, ci Moldova a reușit să treacă ca donator net la bugetul central, dar din păcate, datorită faptului că bugetul central nu întoarce banii înapoi aproape deloc. Investiții foarte mari în Moldova nu găsiți, dar găsiți investiții ale statului foarte mari în afara Moldovei, în celelalte regiuni. Și atunci e nevoie de o voce regională. Din fericire, Partidul Național Liberal are la nivel regional, aproape în toate județele, oameni capabili să facă echipă. Îl vedem pe domnul Flutur la Suceava, îl vedem pe colegul nostru Cosman Ciuc la Neamț, domnul Dumitru Oprea la Iași și așa mai departe. Deci putem coagula la nivelul Partidului Național Liberal o viziune comună pe acest subiect în Moldova, pentru că PSD-ul ce a făcut cu Moldova? A divizat-o, a lăsat Bacăului impresia că ar putea să aibă o autostradă Bacău-Brașov ca să rupă din zonă. După aia nici asta n-a mai fost pe priorități, dar lucrurile deja trecuseră și păcăleala fusese făcută în Moldova. Lucrurile astea nu trebuie să mai întâmple și de asta avem nevoie de o echipă coerentă. 2. Pe drumuri județene, și eu mă bucur că pe lista Partidului Național Liberal se află un om pe care îl apreciez foarte mult pentru profesionalism, colegul nostru Daniel Minciună, e chiar poziția a doua după Dumitru Oprea pe listă, fostul director al drumurilor județene, omul care alături de Cristiana Domniță au conceput master planul de transport. Împreună au spus că județul Iași, o infrastructură de transport, de drumuri, nu mai poate cunoaște o dezvoltare haotică. Ea trebuie să aibă un sens, trebuie să aibă o logică, trebuie să ducă asfalt în cât mai multe localități și să le lege cu axe mari de transport și oamenii la ei în casă să nu mai simtă praful, să poată să-și usuce și rufele, să-și le pună la uscat. Și înainte să își dea demisia de la drumurile județene pentru a putea candida, funcționar public fiind, a lăsat Consiliul Județean în implementare acest master plan și cred că ar fi bine ca cetățenii din zonă să știe ce cuprinde pentru interes în zonă. Discutăm de drumul dintre Cosmești și Ciohorâni, discutăm de legătura Stolnicen-Prăjescu Brătești până la Miroslovești, Blăgești, Coasta Măgurii, Cotnari, Vânătorul este Stătăruși, limita cu județul Suceava. Și de asemenea și ăsta ultimul e deja în lucru, proiectarea terminată
și trebuie doar să se apuce lumea de lucru, legătura dintre Crivești și vânători. Dacă l-ați vizualizat deja, vedeți că are logică și încearcă să rezolve problema de transport aici, pentru că oamenii au nevoie de această mobilitate. Ei vor să vină la oraș, să-și rezolve problemele repede, nu trebuie să stea toată ziua pe drum, să pleci de dimineață de la 7, poate găsești un mijloc de transport până în satul următor și așa mai departe. Asta e cea mai mare problemă pentru dezvoltarea orașului, județului, și eu sunt bucuros că avem pe lista noastră un om de valoare, lui Daniel Minciună, care va asigura astfel mai departe monitorizarea implementării acestui master plan de transport la nivelul județului. Ne dorim autostradă, ne dorim drum expres, discutăm despre aceste mari proiecte, însă și noi la nivelul județean am întârziat tocmai dezvoltarea rețelelor pe care le avem în administrare și aș vrea să aflu la dumneavoastră care este motivul, care credeți dumneavoastră că a fost problema în a stopa acest proces de modernizare. Sunt două chestiuni. Odată, județul Iași nu cunoaște o dezvoltare întârziată față de restul județelor. Din păcate, România e lăsată, e rămasă în urmă și mai ales dintre toate zonele lăsate în urmă e această zonă. Guvernele, de prea multe ori, atunci când au tăiat din cotele defalcate către județele din Moldova, și chiar discutam cu Daniel Minciună la un moment dat cu câtă supărare priveau modul în care bugetele către Consiliul Județean Iași dinspre guvern veneau an la an ciuntite și exact pe zona de drumuri județene. Asta odată. Subiectul, iarăși, presiunea pe guvernul central să-și facă treaba și să trimită înapoi măcar banii pe care Iașul și Moldova îi trimite către bugetul de stat, pentru că, repet, cifrele ne arată că astăzi noi suntem donatori net, adică dăm mai mult decât ni se întorc prin cotele defalcate din impozit, dar și din TVA. A doua chestiune e, într-adevăr, o administrație dezastruoasă PSD înaintea din mandatul anterior, în care lucrări pe drumul județene nu s-au făcut. Președintele de atunci al Consiliului Județean PSD a avut, nu știu, temeri în a da drumul la investiții, pur și simplu a rămas cu bani în cont și nu a și-a stopat dezvoltarea. Asta înseamnă, iată, o administrație fără viziune. Neînțelegând importanța asfaltării unui drum, a ținut banii și nu i-a cheltuit în zona asta, pentru că ei erau alocați pe această zonă. Simplu. Deci omul trebuie să înțeleagă atunci când pune ștampila că își poate hotărâ viitorul său și al comunității sale în bine sau în rău. Și trebuie să analizeze oamenii pe care îi pune în vârf. Dacă pășcăninii consideră că domnul Pantazi a reușit să revoluționeze economic și calitatea vieții pașcanului în acești 4 ani de zile, au de cât. Eu știu că domnul Pantazi a mai fost și viceprimar înainte și adică oamenii au și ce face. Altfel trebuie să îndrăznească. Astfel trebuie să îndrăznească și să voteze un om care a demonstrat. Da. Domnul Pitirie, care sunt garanțiile oferite de Partidul Național Liberal vis-a-vis de tot ceea ce discutăm noi în această seară? Apropo de viziune și de modul în care ar trebui să fim conștienți că vremurile se schimbă și trebuie să punem și noi oameni noi capabil să meargă împreună cu aceste vremuri, cu aceste ritmuri pe care le impune, să zicem, secolul 21. Haideți să vedeți un exemplu pozitiv de importanță nu numai județeană, cât și regională. Și aici mă gândesc în primul și în primul rând la aeroportul de la Iași. Deci povestea aeroportului de la Iași este o poveste de succes. Și eu mă simt mândru că directorul aeroportului îmi este un coleg de partid și vă spun sincer că este foarte ușor pentru mine să vorbesc de candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Iași, fostul director al aeroportului, care a reușit până la urma urmei, a reușit să aducă, cum să vă spun eu,
bunăstare, mulțumire pentru cetățenii din tot județul, dacă nu și din alte județe. Pentru că, cum să vă spun eu, am un exemplu în familie. Am frați plecați în străinătate care astăzi nu trebuie să mai ducă prin alte localități, să piardă timpul cu tot felul de curse și reușesc să ajungă repede la Pașcani folosind aeroportul de la Iași. Ajungi la Iași, într-un sfert de oră ai ieșit din aeroport, ai urcat în mașină și într-o oră, într-o oră jumătate maxim ești acasă. Vă dați seama că pentru mine este un lucru extraordinar. Eu mi-aduc aminte acum 20 de ani când vreau să ajung în Italia și vorbesc de Italia. Acolo locuiește fratele meu. Acum 20 de ani trebuia să ajung în Italia, în cazul în care aveai viză, trebuia să faci și două zile. Două zile cu mașina care astăzi sunt parcurse în două ore. Deci, iarăși, cum să vă spun, ține totul de voință, ține de viziune, ține de capabilități, da, de oameni noi, de oameni tineri, care înțeleg la un moment dat că trebuie să facem treabă. Nu mai merge tot să o lungim și tot să ne facem că noi suntem cei mai buni și nu există altceva decât aceiași oameni care au condus de 26 de ani. Trebuie să avem curajul, cum spunea colegul meu Marius Dragă, să schimbăm, să dăm șansa unor oameni care vin cu intenții bune, care au demonstrat în viața de zi cu zi că sunt în stare să facă lucruri, să construiască lucruri și să îi credem și să le dăm posibilitatea să conducă orașul, județul și, de ce nu, și țara, dacă nu va fi cazul. Mă rog, apropo de aeroport și legătura lui cu drumurile județene, chiar împreună cu Marius Bodea ne uitam la începutul acestui an când contestam anumite chestiuni din Masterplanul General de Transport al României, că sunt zone în masterplan, cel puțin pe zona de aviație, în care în continuare ei spun că am avea nevoie de pistă nouă la Iași. Pentru că consultantul care a lucrat acolo nici nu și-a pus problema că ar trebui să reîntrebe aeroportul Iași dacă nu cumva au făcut pista între timp. Deci atât de bine a fost implementat acel proiect, terminat cu un an de zile înainte. Într-adevăr, începută lucrarea din fonduri proprii, dar după aceea, apropo de viziune, s-a reușit depunerea unui proiect european în valoare de 50 de milioane de euro și întreaga pistă a aeroportului cu terminalul suplimentar și așa mai departe a fost făcută din fonduri nerambursabile, fonduri europene, iar banii inițiali, banii de la început care au fost folosiți pentru demararea lucrării, sunt astăzi în contul Consiliului Județean. Deci ce înseamnă o administrație cu viziune, o administrație care știe să utilizeze pe lângă bani proprii și bani gratis, bani europeni. Astăzi acei bani sunt disponibili pentru implementarea masterplanului de transport. Sunt disponibili pentru a face din spitalele aflate în patrimoniu Consiliului Județean, de a face niște spitale cu adevărat moderne și puteți veni să vedeți cum arată acum spitalul de neurochirurgie, putem arăta proiectul cum ne-am dorit să arate spitalul Sfânta Maria de Copii, care e următorul pe listă la modernizat. Deci asta înseamnă să știi să-ți utilizezi banii. Iată, fonduri proprii utilizate pentru început, dar apoi căutat resursă gratis, resursă europeană și au rambursat banii și astăzi îi putem utiliza în implementarea masterplanului general de transport. Deci Consiliul Județean astăzi are bani în cont și de asemenea se poate apela și la un împrumut, pentru că rata de îndatorare a județului, spre deosebire de rata de îndatorare a municipiului Iași, care a beneficiat numai de administrație PSD, rata de îndatorare a județului este foarte scăzută. Da. Închei discuția pe mine în această seară cu o întrebare pentru domnul Marius Mintilie. Vreau să lămuriți situația cu apa vital, dacă am înțeles bine. Dacă ajungeți primar, organizați acel referendum? Da. Deci dacă ajung primar și chiar dacă nu ajung primar, dacă există majoritate în Consiliul Local, îmi doresc să reiau proiectul care l-am avut acum două luni de zile cu referendumul. Pentru că lucrurile, apropo de serviciul de apă la Pașcani, trebuie lămurite
și aș dori să vă explic care a fost efectul inițiativei de acum două luni de zile apropo de referendum. Cum am spus că vrem să facem referendum, cum la un moment dat am început să pună țeavă de apă în suburbia Blăgești. Deci eu cred că efectul va fi pozitiv în toate sensurile. Până la urmă, cred că este de datoria operatorului local de apă să facă în așa fel încât să înțeleagă că clienții, cetățenii au prioritate. Da, vă mulțumesc tare mult. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară bună, weekend plăcut! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne.